Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de reacting la de reacții la funny momenturi. Mi-ați mai făcut niște funny momenturi. Hai să vedem ce avem noi aici. Mi le-ați dat pe Discord, le-am salvat pe Notepad. Primul funny moment din trei de la Valtora Games Community. Hai să vedem ce ne-a pregătit aici. Cine dă dislike la Q&A trebuie să ne dea pe măsătură. Așa că dacă vreți ca tații voștri să n-aibă certuri cu mamele voastre, să nu vă pună dracu să dați dislike. Valabil și la episodul ăsta. Ma, partea asta îmi place și mie. Cea mai mișto... Ia! Hai că mut... Stați că mut o camera. Că era ceva cu Shaormel. Chiar dacă am terminat treaba cu el și... Nu mai ai nimeni certat cu nimeni acum, s-a văzut ceva acolo. Ia, stați așa. Ok, stați dau de la capăt de aici. Deci vine Deadpool așa. Deci ăsta e Shaormel, ok. Și ăsta sunt ce? Aoleu. Number one fan girl is... Shaormel. Ia hai să mă iau de fraierul ăsta. What the fuck? Bun, mi-l imaginez acum cum ar veni să mă ia de țâțe. Ce dracu. Ok, hai să-mi scot ghismele din cap. Ovidiu, s-a dat fetița asta mine. Bac pula, îi fac video. Ok, a cam trecut faza cu Shaormel. Da, apreciez ideea aia, a fost amuzant. Pe mine? Te bate Shaormel pe mine? Nimeni nimic, abonați-vă Shaormel cu Shaormel. No, știi ce, îmi bag pula, prea mulți manelari pe canalul ăsta, ai, îmi bag pula. Nu mai sunt Revelionul. A cam trecut faza cu Shaormel, dar e ok, apreciez ideea, apreciez gestul primul de a face chestii de genul. Hai să vedem, Shaormel face baie. Bă, dar mi-ai făcut poftă Shaorma. Ce freacă Shaormel acolo. Shaormel, sper că nu te speri. No hate. Yeah. Ok, mi-a plăcut asta. N-ai băgat bine la editare, dar am precis ideea. Urme de labă. Asta mi-a plăcut. Mă mai uit toată. O să trebuia să râs și eu mai așa să mă dau pe spate pentru thumbnail. Bă, filmează bun. Deci asta mi s-a părut genială. Îți dau like. La asta dau like. Da, bă. Asta e remis când am râs atunci când i-a dat lui Rafael troll pe live. De ce 2000? Că Chrome e 97. Aaaa! Shaormel e în 2000, stai că da. Bă, nu e în 2001? Stai mă, dacă are 18 ani? Înseamnă că e 2002. O face 19 ani ăsta, nu știu. 2001-2002 trebuia să pui. Păi ori facem clip corect, ori nu mai facem. Da? Hai că să... Știi acum și orba asta are wow. Ia. Te-ai dus, dracu. Bă, mai e un pic nevoie să îți îmbunătățești skillurile de editare, să mai faci niște cut-uri, dar e ok. Măcar ideea a fost bună și am râs la ea cu pata, dar mai antrenează-te un pic la cut-uri, să mai tai pe acolo, gen pozele puse pe deasupra. Aoleu. Bă, să știi că asta era o idee bună, într-adevăr. Să-i fi făcut, da? Aia, a trecut chestia, las că ai făcut-o acum. Ok, ce mai urmează? Te-ai inspirat de la reacția trecută. Bă,
Mai învață-te să tai bucățile alea, benzile alea, să le tai, să le sincronizezi cum trebuie. Mai ai de lucru. Dar e bine, apreciez ideea. Da, uite, din nou aici, o vezi? A, nu s-a mai auzit. Dar gen, dacă mai tăiai puțin și o dădeai mai așa, cum vine banda aia pe lateral la editare, bă, ieșea. Da, apreciez ideea și să respect munca. Da? Mai ai nevoie de puțin antrenament ca să atingi perfecțiunea. Video realizat de Vali665 pentru un video. A, Vali665, să înțeleg că e pe Discord, că pe YouTube e Valtora. Oricum, mi-a plăcut. Hai să vedem, stați că mai am pe notepad aici. Deci dacă vreți să-mi faceți în continuare funny moments-uri, vreau așa, îmi dați pe Discord link-urile și o să reacționez când se strâng mai multe. Ca așa, uite, cum a fost ăsta, 2 minute. Hai, cu ce am mai adăugat, ce am vorbit, s-au făcut 5? 6 minute, na. 2-3 de-astea să-mi dați ca să fac și eu un clip mai lung. Ca așa, ce naiba, reacționez la un clip de 2 minute și în rest vorbesc eu, ce naiba. Mai bine râd într-una 10 minute și gata. Și așa, oricum, demonetizare mi-au pe toate clipurile, deci mi se rupe de reclame. Și așa, mi-a venit și un copyright acum pe muzică. Hai să vedem. Ăsta e doar 27 secunde, nelistat, de la Gabriel. Hai să vedem. Atențiune, oameni buni. Următorul videoclip este... o parodie, dacă nu vă place, nu-mi pasă și nu-mi pasă dacă nu pasă că nu dacă nu vă pasă că nu pasă. Asta e altă de la Codrin. Atențiune, oameni buni. Următorul video clip este o parodie. Dacă nu vă place, nu-mi pasă și nu-mi pasă dacă nu vă pasă că nu-mi pasă. Satanism spun MPK. Hai că asta îmi place. Bă, am ieșit bine în poza asta. Cu ochiul ăla conflat, ieși bă din full screen. Așa, cu ochiul ăla conflat, dar restul e ok. Așa că e cu copyright, nu? Da, e cu copyright. Ce dracu! Eu cu Florin Salam în mașină! Ai de ca... Bă, dar a ieșit super bine! Deci, partea asta e Photoshop, îmi place. L-ai făcut scurt, dar ai făcut un Photoshop bun. Îmi place asta. Cine dracu e asta? Era să zic că-i Miz. Cred că Jean de la Craiova e ăsta. Habar n-am care dracu o fi. Pe Salabu recunosc că toți ăștia de reminisa sunt obsedați de el. Ia. Ăsta care dracu e? Nu mocanul ăsta. Cine dracu? Ok, nu știu cine dracu e ăsta, dar chiar are față de cur. Și ăsta, cred că ăsta ăla din trending tot timpul, deseamnă cu Andrade din WWE. Ăsta cred că e Jador. Ăsta nu știu care dracu să fie. Gut să cred. Abar n-am. Parcă avea mustață în mimuri. Mustață mai mare ca avea. No, hai că, deci, pe Photoshop, le faci. Deci la Photoshop ești bun, îmi place asta. Bă, mi-a plăcut. Dar văd că vă tot puneți clipurile astea pe nelistat. Fiți antenă. Că aveți clipurile pe nelistat, să lăsați comentarii voi ăștia care mi-ați făcut, să vă dau ador, să le aveți în top comentarii. Na. Aș putea să vă pun link-ul, dar nu știu de ce l-ați pus pe nelistat. Vreți să-l faceți public după ce... posteți clipul? În fine, oricum o să vă las canalele în descriere. Bun, mi-a plăcut și ăsta. Și ultimul, ăsta, stai că nu mai știu, ia, ăsta l-am văzut, Paste and Go. Clip realizat de virus pentru Ovidiu 666, pentru Ovidiu, fără 666. Subscribe la Ovidiu, altfel vă calcă cu căruța. Bă, o sigur dată am fost în căruță. Și era cu măgar. Măgăreață, cu măgăreață, măgăriță, cum dracu se zice. Deja m-a surzit ea. Testul IQ. Bă, când mi-am făcut... Cât pe dracu mi-a dat? Trebuie să caut episodul ăsta să văd cât mi-a dat. Mă, ce ochi umflat aveam. E parcă acum la mai... ok. Salutare, dragi tovarăși. Și bine ați dat... Bă, dar patul ăla blană ne-ai făcut acolo. La un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să fac ceva mai inteligent, ceva ce nu cred că am făcut, că face prea multă lume pe YouTube, și anume, îmi voi face un test de IQ să văd cât de bou pot să fiu. Star, să văd cât de bou pot să fiu. Îmi place că am fost sincer. 2 ore mai târziu. Un IQ de...
cartof. Ce dracu? Ai un IQ de cartof, Sergi. Sinuce, mi-a venit să astrutat de la râs. Ai un IQ de cartof, Sinuce, de tempul, mă. Mi-a plăcut asta. Cred că ar trebui să fiu un pic mai mult, că la început am stat să vă explic și n-am fost atât. Ce dracu am? Îmi iese IQ-ul pe afară de la cartof. Da. Nu zice și pe care le-am greșit, nu le zice. Deci, am un IQ de... cartof. Păi bine sau... Apreciez de asta. Brain error. Ia stai un pic. Aici bombă nucleară. Cred cea mai puternică bombă nucleară, ce era? Atunci trebuie să-ți ară bomba finală. Aaaa, urmează ceva fain. Și? Acum! Ai de capul meu! Oh, aleu! Oh, aleu, să... Oh, aleu! No! Și, a, da, și Trump aici. Că de ce nu? Aoleu. Aoleu. Măcat, bă. Asta a fost, bă. Ăsta a fost cel mai abuzant. Ăsta e cel mai abuzant. Bravo, dear. Ce vei face când te vei întâlni cu un fan pe drum? Ia. Aoleu. Aoleu. Bă, sunteți bolnavi cu capul. Ăsta a ieșit cel mai bine. Atât că n-a făcut. Stai, ce atât că? Stai, bă, stai. Atât că nu am făcut mai mult de lene, am zis. Bă! Având vedere că am ajuns să strănut de la atâta râs, deci... Dacă ar să fac cu top 3, nu știu. Deci ăsta cu sexul ucide... I-aș da așa. I-aș da... Ăsta i-aș da premiul de originalitate. Că a făcut... Nu, premiul de Photoshopper. Ăsta e Photoshopper. Deci cum i-ai editat pe ăștia îi dau... La capitolul Photoshop, deci Photoshopperul serii este Gabriel, cel mai bun pe parte de editare foto. După care, să zicem, potențial i-aș da lui Vali Valtora. Mai are un pic de lucrat, gen cum a greșit aici bucata asta tăierie. Mai are un pic să exerseze, da, a ieșit foarte bine, țină tot așa și o să ajungi sus. Dar cel mai amuzant a fost ăsta ultimul. Geniale, geniale mimurile astea. Cine vrea să-mi facă, îl aștept pe Discord. Aveți link în descriere. Aceste 3 clipuri o să vi le las tot în descriere să vă uitați la ele. Vreau să vă abonați la băieții ăștia că fac o treabă super bună. Și la cât mai multe funny moments-uri le faceți, îmi dați link-ul pe Discord, pe privat. Și când se strâng mai multe, oricum eu le adun în notepad, le salvez acolo. Când se strâng mai multe, fac episod așa, 3-4, pac, fac un episod. No, cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!